Salutare, oameni dragi! Astăzi mai facem un vlog despre cât sunt eu de meșter și de mișto și de mare constructor și de mare meseriaș, pentru că am găsit o masă pe stradă, o aruncasă un vecin și aia de la gunoi nu a ridicat-o, nu știu din ce motiv, și mi s-a făcut mie mil de așa, am zis, mamă, stai să vezi că eu am văzut pe internet, astea se restaurează, și am zis, bam, gata, o restaurez. Și m-am gândit oricum, dacă nu pot să o pun la punct, o să o dezmembrez și găsesc eu alte întrebuințări pentru ea, nu o să fie problemă, dar am putut să o restaurez și din rapănul ăsta care era inițial, O ajuns asta, care mie chiar îmi place cum arată. Are niște mici defecte, dar mie îmi place cum a ieșit și cred că e numai bună pentru terasă, oricum acolo aici nu sunt foarte multe pretenții. Dar cum am reușit să fac asta, vă întrebați? Ei bine, astăzi e ziua voastră norocoasă pentru că am chef să vă arăt. Haideți cu mine într-o călătorie a lemnului și a nemai văzutului pe tărâmuri. Haideți că vă arăt. Așa, băi, m-am apucat de făcut, de dezmembrat aia, dar dezmembrat singură săracă, așa de amărât era, că mi-era și milă de ea, dar mi-era milă și de mine, că băi, de ce m-am apucat eu de așa amărăciune de masă, că ia uite săracă acum cade singură. Ce să mai repar eu de asta, că... Aoleu! Știți, ați văzut vreodată filmulețe cu aia, barbecue-urile americane de să topesc așa în mână carnea, că așa se dezmembra și masa asta, o prindeai de o parte și se dezmembra partea cealaltă. În orice caz, am scos frumos capacul, m-am apucat frumos să o reasamblez cum era ea inițiala. Măi, mijiuță, ia uite, ce pisică grasă, o și burdihănoasă. Măi, pisică, măi. Deci ea, în primă fază, ea a fost lipită cu aracet și venea foarte fix una în alta. Dar eu n-am avut timp și răbdare să fac asta, așa că unde a trebuit să o întăresc, adică peste tot, i-am pus șuruburi. Frumos am băgat un burghiu și am găurit fiecare bucată ca să nu crăb mai tare. Și șurub, 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 șurub peste tot. Zât, 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 zât. E, în punctul ăsta, dacă vă uitați foarte bine, este aici un cui mititel. Acolo este un burghiu care a rămas blocat în lemn, pentru că era și un lemn destul de tare. Și n-am putut să-l scot, pentru că dacă îl scoteam cu patentul să strâmba, așa că, bam, i-am mai dat două bucăți și acum am rămas pe post de cui acolo. Practic, acum masa are un burghiu pe post de cui. I-am dat și celălalt frumos șuruburi, deja în punctul ăsta era solidă. De acum scoate din capac, scoate cui, chiroane, nu înțeleg ce a fost acolo, nu înțeleg cum a încercat să o repare, că s-a încercat o reparație la un moment dat la ea, dar nu a fost ce trebuie. În fine, una din scânduri s-a desprins din tot panoul și aia a fost grea de lipit și aici o să vedeți că la final există și o crăpătură pe masă din cauza asta, pe care aș putea să o repar, dar efectiv milenii, nu mai am timp și răbdare, că trebuia să scot și filmulețul ăsta la un moment dat. Așa, am dat șuruburi și după ce am întărit-o și în partea asta, de acum apucă-te și freacă la ea și curăț vopseaua. Aș fi putut să o curăț înainte ca să iasă totul perfect, dar mă gândeam, bă, dacă o curăț înainte, dacă nu se mai potrivesc după aia bucățile înapoi, pentru că poate să mai pierd din bucăți, să mai rup și atunci da. Am decis să șmirgheluiesc toată masa după ce am montat-o înapoi. Așa, și aici ia și șmirgheluiești și cu flexul aici cu o pânză mai abrazivă, după aia cu o pânză mai fină, după aia iar cu o pânză abrazivă. Bă, am luat, deci o ieși la praf, ca nu mai vedeam speranța în față la cât praf era, domnule. Și șmirgheluiești și iarăși șmirgheluiești și iarăși șmirgheluiești și dă-i și dă-i, după cum puteți vedea la un moment dat a fost vopsită și în verde, că este vopsea de verde de sub. În fine. O trecut săraca prin multe situații aici, am dat pe foarte mult, cu foarte mult viteză înainte. Totul, dar dacă vă uitați în punctul ăsta, arăta chiar, începea să arate decent, începea să arate amasă. Dar în continuare se vedeau crăpăturile, așa că ia frumos un chit de lemn și chituiește totul. Dar uitați-vă, dunga aia la un moment dat o crăpa, trebuia chituit mai bine, n-am chituit-o mai bine, în fine. Și jep, 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 hai tată cu chitul ăla mai repede, că mamă cât mai durează. După ce s-o uscat deja, s-a făcut seara și am început să o șmirgheluiesc așa frumos, să șmirgheluiesc chitul cu o pânză foarte fină ca să iasă finuță așa la atingere și după care m-am uitat la masă și am zis, mamă ce mare ești, nu vreau să am o masă de cafea atât de mare, picioarele mai scurte. După care ia trafaletele, ia vopseaua verde, Japonia și l-am frumos, l-am luat pe tot frumos la culoarea verde, pentru că așa sunt eu un om inspirat de primăvară și de verde și de totul trebuie să fie prospețimea naturii și de fapt adevărul este că mi s-a părut că verdele astea se potrivește cu ce am de gând vreau deasupra, pentru că după verde am șmirgheluit iar ca să dau un aspect de vintage, de old, de vechi. Și
Și am vopsit și interiorul, zăt, totul frumos. Deci dacă vreți să vă restaurezi mobila, să știți că cred că o să fiu mai ieftin decât Ikea. Aici iarăși mirghelești capacul casara de bini. După ce am șmirgheluit cu alt fel de pânză abrazivă, am pus bandă de asta ca să nu se vopsească unde nu vreau eu să se vopsească. Și vedeți imediat ce am făcut. Am dat cu vopsea, am dat cu spray. Acum, o informație destul de serioasă și importantă, dacă vă folosiți vreodată spray de ăsta, nu cumva să folosiți spray-ul fără să aveți o mască. Păi e destul de periculos și vaporii nu sunt chiar sănătoși. Așa, după care, după ce am terminat cu masa, ia așa frumos acum și sertărașul ăsta, aminte de el și drăguțel, că e păcat de el, că ăsta de aspectul mesei. Ia-l la șmirghel și pe ăsta. Dacă vedeți aici am cumpărat și o șlefuitoare de la Lidl, nu-i bun de nimica. Nu că alea de la Lidl nu-s buni, șlefuitoarea aia nu-i bun. Bun, după ce am șlefuit, m-am apucat să îi fac fundul. Pentru că dulapul n-avea fund. Ca un om foarte slab. Ce glume bune. Așa, am terminat sertarul, pe care am șlefuit două bucăți de scânduri care o să vină ca susținere pentru sertar, pentru că nu avea pe ce să stea, să te-a suspendat. Și am vopsit sertarul cu aceeași culoare cu care am vopsit și blatul mesei. Că se pupă, vezi, doamne, cromatic, blatul cu sertarul, picioarele separat, șmecherii. Aici am vopsit și picioarele, cum am zis, cu un albastru care s-a completat destul de bine cu verdele ăla. Și... na, asta e, o ieșit frumos, ce să vă mai zic. După ce s-a uscat, am mers frumos și am cumpărat un mânier pentru sertar de la un magazin de ăsta de bricolaj. L-am vopsit în verde și l-am prins acolo zut frumos, ca să se completeze verde cu verde, albastru separat, auriu ăla auriu și tot frumos. Da, deci cam asta e produsul final. O mai rămas ceva crăpături pe aici, pe acolo, dar eu cred că dau bine ele așa cum arată, nu... n-aveam pretenții să iasă perfect. Este o crăpătură care mă deranjează într-adevăr aici. Asta e scândura aia care s-a desprins dintr-o panou și care acum arată crăpată. A trebuit să o șlefuiesc chiar vopseaua, să dau mai bine cu kit și să o vopsesc din nou, dar acum nu mai am timp și răbdare și energie și chef. Dacă o să fie vreodată cazul, o să o fac după aia, dacă nu, aia e. Dar pe totalul ieșe bine, mi se pare că și culorile sunt faine și totul e ca lumea. Transformare extraordinară, mai ceva ca la te cunosc de undeva, dar să știți că chiar mi-a plăcut genul ăsta de proiect și mi se par foarte relaxante. Așa că dacă aveți și voi mobilă pe care credeți că aș putea să o restaurez, trimiteți-mi poză în primul rând pe Facebook și nu știu, poate fac o serie de genul ăsta. Hai, ne vedem!